Potrivit datelor calendarului privind structura anului școlar 2019-2020 aprobat de Ministerul Educației Naționale, elevii ar trebui să revină la cursuri pe data de 9 septembrie. Însă, după mai multe discuții avute între Viorica Dăncilă și patronatele din turism, premierul a declarat că ar dori prelungirea perioadei de vacanță. Ulterior, Viorica Dăncilă i-a propus acest lucru ministrului Educației Ecaterina Andronescu. Acum însă rămâne de văzut dacă ministrul va hotărî ca elevii să se bucure de încă o săptămână de vacanță sau nu. Structura noului an școlar este în momentul de față împărțit astfel. Semestrul 1, 15 săptămâni, cursuri de pe 9 septembrie până pe 20 decembrie, vacanță pentru grădinițe și clasele pregătitoare 26 octombrie, 3 noiembrie, vacanța de iarnă 21 decembrie 2019, 12 ianuarie 2020. Semestrul al doilea, 20 de săptămâni, cursurile vor începe pe 13 ianuarie și se vor termina pe 3 aprilie, vacanța de primăvară va avea loc de pe 4 aprilie până pe 21 aprilie, iar cursurile vor reîncepe pe 22 aprilie până pe 12 iunie. Apoi elevii vor intra în vacanța de vară de pe 13 iunie. Excepție fac doar elevii din an terminal, de exemplu cei de clasa a 12-a și a 13-a vor încheia cursurile pe 29 mai 2020, iar cei de a 8-a pe 5 iunie 2020.